Pentru a interveni în sprijinul populației este nevoie, pe lângă pregătirea teoretică și fizică, și de tehnica potrivită intervenției în funcție de zona în care are loc aceasta. Jandarmeria Mehedinți a primit o auto specială nouă, care va consolida capacitățile de intervenție ale jandarmeriei în situații de urgență în zonele afectate de dezastre și pericole. Dotată cu cameră de termoviziune, ne putem viziona pe timp de noapte până la 1,700 de metri persoanele care au necesitatea de a le găsi. Totodată avem un afișaj electronic, ecran cu LED-uri, acesta putând afișa mesaje în funcție de misiunile aferente sau situațiile create în timpul misiunilor. Avem un difuzor extern pe care se pot difuza mesaje preselectate, bineînțeles. Mașina este dotată cu un motor foarte puternic, aproximativ 200 de cai putere, cu o tracțiune permanentă, care ne ajută în terenul accidentat. Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, Jandarmeria Română a fost dotată cu 51 de autospeciale prin intermediul unui proiect finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, valoarea totală a achiziției ridicându-se la peste 12 milioane de lei. Jandarmeria Mehedinți a primit în dotare una dintre cele 51 de autospeciale Ssangyong Muso Grand Style, care va consolida capacitățile de intervenție ale jandarmeriei în situații de urgență în zonele afectate de dezastre, pericole, în scopul evaluării efectelor acestora, transmiterii mesajelor de informare, precum și pentru captarea imaginilor din aceste zone, și vor contribui la asigurarea securității tuturor cetățenilor. Este vorba despre autospecială 4x4, care a fost repartizată Inspectoratului de Jandarmi Județean General de Divizie Cleante Davidoglu, pentru a putea fi folosită de către efectivele din cadrul structurilor de ordine publică în situații de urgență. Menționez faptul că pe lângă pregătirea teoretică, practică și fizică, este nevoie și de o tehnică adecvată care să ofere acestora intervenția cât mai rapidă și promptă în situația în care, la nivelul județului Mehedinți, apar situații neprevăzute, dezastre sau pericole. Este vorba despre faptul că Jandarmeria Română, prin intermediul Băncii Internaționale de Reconstrucție și Dezvoltare, a implementat un proiect pe fonduri externe în valoare de 12,88 milioane de lei, prin care a achiziționat un număr de 51 de autospeciale care au fost repartizate unităților Jandarmeriei Române, beneficiarii acestui proiect fiind și noi, care cărora ne-a fost repartizată această autospecială. Vorbesc despre o autospecială care vine în sprijinul populației din județul Mehedinți prin informare, prin intervenția promptă a efectivelor, prin luarea unor măsuri specifice în cadrul situațiilor de urgență, de informare a populației, captarea de imagini de la fața locului, precum și de o informare eficientă a populației din zona afectată. O specială răspunde multor cerințe ale efectivelor noastre aflate în teren în sprijinul populației. În primul rând, ne permite o deplasare rapidă în teren accidentat, ceea ce până la momentul distribuirii acestei autospeciale se desfășura îngreunat. Această autospecială permite transportarea materiilor de primă urgență în zonele afectate de situații de urgență, permite prin dispozitive acustice și luminoase avertizarea populației și transmiterea mesajelor de calm. Pentru că știm cu toții, în situații de urgență este foarte important ca atât efectivele care acționează în sprijinul populației, cât în primul rând populația, să-și păstreze calmul pentru a nu degenera în alte situații neplăcute. Această autospecială are dotare cu termoviziune care ne permite identificarea victimelor sau eventualor victime în zone îndepărtate, ne permite să transportăm cu mijloacele de tractare în zonele afectate a ATV-ului pe care noi îl avem în dotare cu autoplatformă, ne permite trolarea fie a bunurilor persoanelor care trebuie salvate, fie a persoanelor, ne permite să
monitorizăm, să transmitem în sistem real date de la fața locului în centrele operaționale. Deci, în concluzie, pentru noi este un plus important. Sperăm să răspundem prompt și tuturor nevoilor la solicitare. Față de dotările standard pe care le au celelalte autovehicule aparținând jandarmeriei, această autospecială deține o serie de echipări suplimentare, precum sistem de remorcare față, sistem de avertizare optică și acustic, echipament de comunicare acustică, avertizare la distanță, panou, afișaj cu LED-uri pentru mesaje variabile, echipament de observare bazat pe principiul imagisticii termice.